Terasa, da. Terasa foarte bine. Chiar m-am mirat la ea. Chiar vorbeam cu ea și ziceam, tu e singura care rezist. Dar a rezistat ce? Că am tăiat aici peretele și acolo și a intrat curentul pe aici. Și ea după parte pe altă, curenții de aer care vine de acolo, știi? Ia de acolo. Știi? Tabla aici e căzut așa. Uite, aia mi-a luat, am bătut-o și așa cum am putut. Ia o zis acolo, nu-i nimic, aia zice, Ramona, zice Ramona, ne plouă în casă și stai să mă uit. Zice, băi, Ramona, la ce? La ce te uiți, la tabla aia așa? Nu e pericol, zic, poate să pice tabla aia, că nu contează. Își pregătesc tot, bag animale la adăpost, găini, rațe, boboci, câini, deci... chiar, bagă toți la adăpost, că zice, iau tabla, gata. Gata, zice, vine furtuna, haideți repede să ne pregătim, că de ce e mai rău? Începe să plouă și se auzea și pe folie, zic, Ramona, cred că ne plouă și în pod. Stai că mă duc cu ciocanul sus la patru cu lanterna. Mama și zornăia aia dormea toți vecinii, eu, toc, toc! Și eu pe asta aici, mama. Am pus-o aici, dacă ai. Am văzut. Uite și aia, uite, o vezi? Asta e semne că nu-i ceva, că ceva rău se întâmplă. A, tu ai și niște semne de-astea, în funcție de folie, nu? Da, e în funcție de cum se mișcă folia și mai am eu un vecin aceea care, în momentul când se mișcă tabla aia, deci e gata să schimbă vremea. Bate vânt, ia o tabla la altul, gata să schimbă vremea, vine furtuna. Deci toți vecinii mei, după tabla mea, își pregătesc toți, bag animale la adăpost, găini, rațe, boboci, câini, deci... chiar, bagă toți la adăpost, că zice, iau tabla, gata. Gata, zice, vine furtuna, haideți repede să ne pregătim, că de ce e mai rău. Vecinii tăi nu se uită la meteo, n-au nevoie de romic, de busul, de... Am eu stat ce meteo la mine acasă. N-am nevoie de busul, că niciodată nu le nimerește. Tabla mă le nimerește. Și mai e o chestie, uite, vezi ăla rotundul cercul ăla de aluminiu? Care? Ăla așa? E, ăla când se mișcă așa, e prăpăt. Cum se mișcă? Se mișcă așa. Așa, e așa. E nenorocit. Când se mișcă așa, e linie, e vreme bună. Când se mișcă așa, dar când se mișcă și așa, și așa și face crucea, e vine clar. Nenorocit. Vine, nu? Vine. Păi, dar iarba asta aici era curcată, s-a ridicat înapoi. Mamă, dar câta mai iarba vine spre tine, Artur. Dar nu contează, că nu era în casă, nu intră. Să nu te atace. Nu, că o culcă furtună. Dacă acum ne-a specializat, vezi? Și aia, cum ai prins-o pe aia acolo? Aia, asta care îmi place mie. M-am urcat pe aici cu o scară. Da, ai sacrificat designul casei pentru asta? Am văzut-o în cuie acolo, frumos, așa, aranjată, am întins-o cât am putut în jos. Dar am zis, nu-i problemă, că dacă nu se întinde bine, o mai întinde și vijelia când vine furtuna. Că acum știi cum o face? Ele cooperează. Ea îi zice lui aia. Ce, aia zice, vezi că vine la mine. Se aținte bine la tine. O să zice și pe partea aceea, vezi că acum vine la mine, ținte tu la tine. Știi? Că dacă, Doamne ferește, ți-am pus folia asta așa, am bătut bine și aici în cuie ca lume. Dacă, Doamne, am bătut chiar bine strâns, că altfel unde rămâi etajul, ca să spun de ce. Dacă, Doamne ferește, vine vă furtună și mi-o zumulește, să zic pe aia și mi-o plântește jos și intră curentul, curenții de aia și se opintește în asta, unde rămâi etajul. Așa, asta de aici se decapotează de jos și îți duc în linie dreaptă și iese vântul și circulă de acolo, de acolo. Aia. Sunt puse cu cap astea, nu stă așa, nu? E făcut un sistem de e folie, nu? E un sistem de supraveghere. Nu e pus așa. Nu, păi dacă o pui strânsă fixă, îți dărâmă etajul. Îți dărâmă etajul, da. N-ai cum. N-ai. Nu, am pus-o așa, da. În limita legii. Dar e bine Batman așa, nu? Ca să fluture. Da, ca da, să... da, da, și pe partea asta trebuie pus, dar n-am mai avut folie, să vedem, o mai iau pe asta, dai. Dar de ce e așa murdară, adică murdară? Sau ai făcut un model, așa? În momentul când a venit furtuna și a plouat tare cu putere, pământul de aici s-a ridicat, s-a aruncat direct pe folie. Îți dai seama ce putere a avut. Nu, a fost vigilie ca lumea, nu... A fost nenorocire aici. Și fii atent la mine, că toate casele s-ar fi dărâmat dacă mai ținea, numai mea ar fi rămas în picioare. Cum ar fi fost? Era pelerinaj acum la tine aici. A fost și ieri. Că a vrut să vadă dacă a supraviețuit după furtuna asta, că a văzut la televizor. Cine au venit, vecinii? Da. Și ce ziceau? A venit, ești bine? Au venit oameni după în țară, a venit o fată, o cheamă Ramona, după în Buzău, să vadă dacă domnul a supraviețuit la furtună. Noi eram plecați în cursă cu saci cu pământ. A, când m-a sunat cineva, că am o mașină la poartă, a venit repede, zic, nu e să stai acolo, că vine acum, a stat după Ramona în drum. Ramona păzește după pământul, să nu ne dea, că mă duc eu în fugă la oameni, să nu ne aștepte, că nu-i frumos. Și v-a furat pământul, nu? Nu, 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 că a rămas Ramona lângă saci cu pământ. A rămas ea cu ei acolo. Și ce? Era prăpăd, antena nu se mai vedea, nu se mai vedea nimic. Dar a plouat în casă până la urmă, vreo picătură? Casă, nimic? Am salvat tot. Nu? Serios acum? Nimic? Nici o picătură? Nimic! Nici măcar să bei, n-avei. Dar zici că tabla nu a... Tabla hai să luăm așa. A luat-o un pic, nu e problemă tabla. Păi nu, că nu e problemă.
Ia uitați, am împiedicat iar. Uite că m-am urcat, am călcat pe geamul ăsta. M-am urcat să videz, am uitat că e geamul și m-am dus în jos pe geam. În panica aia totală, îți dai seama că a fost... Îți dai seama ce a fost aici, a fost, uite. Eu am legat-o și cu cablu, în caz de ceva, Doamne ferește, și o... Ce ai legat? Leg casa. Cum ai legat casa cu cablu? Am legat-o cu cablu ăsta. Și de ce? În de... caz de Doamne, am legat așa și în caz de Doamne ferește, mă inedeam ceva, un cablu. Ai, vai, ai legat-o de ăla acolo. Undeva, dacă vedea vijelia de aici, îți mă împing în coro. Știi? Și partea aia alta un legam cu semnă de rupe, dacă era de fel cu porții ca să nu vină. Păi și ținea cablul ăsta, să o ținea? Bine, o ținea, bine. Nu? Mai ținea acolo un pic. Ăsta e internetul ăla de la clinichier. L-ai reprofilat internetul, nu? L-ai reprofilat internetul. Acum ține casa. Da, și oricum, este foarte bine acum, uite. Dar oricum. Ține, nu? Așa și miroase a furtun. Iar vine? Da, vine. Azi după masă, a spus busul, dimineață. I-a zis, busule, stai liniștit că nu-i nevoie, că la mine se aude folia de casă și știu că vine. Când începe tabla să zorne și folia să miște, gata, mă uit pe geam. Ia uite Ramonul în urmă. Gata, Ramon. Hai că vine ea. Hai pe, așa, hai să vedem și aia sărită de acolo. Acum, aici, aici a bătut cu furie, cu putere. Aici. N-a avut șansă. Aici am pus straznicul, l-am făcut rezistent. Aici n-ai baricadat cu nimic, nu? Nu, aici am preșurile sus. Finale acolo. Tabla aici e căzut așa. Aia mi-a luat, am bătut-o și așa cum am putut. Mi-a luat acolo, nu-i nimic. Aia zice, Ramonu, zice Ramonu, ne plouă în casă, zice, stai să mă uit. Zice, băi, Ramonu, La ce stai, la tabla aia așa? Nu e pericol, zic, poate să pice tabla aia, că nu contează. Nu este pericol de... Nu-i pericol de umezeală. Pentru că apa se scurge în afară și chiar dacă ar fi, este folie. Care ține folie. E folie pe tot podul, e de asta groasă. Și am vidat podul folie și dacă l-am vidat, paș la revedere. Dar n-ar fi o soluție să o prinzi la loc? Nu, ar fi o soluție să o dau jos de tot. A, să o dai jos de tot, da. Știi? Că nu mai mă chinui cu prinsul, știi? Dacă tot ai zis că să... Dar aștept să termine, uite, desfăi etajul acolo. Dacă îl desfaci, iei tabla și vine vreo furtună asta și te faci. Asta bine, până la urmă am zis, băi Ramon, ce facem? Luăm niște folie, mai dublăm, triplăm bine tavanul cu folie, bine în țiplă. După aia dărâmăm etajul. Ce să se întâmplă? Să curge apa pe folie, după folie să scurge pe perete jos, n-are unde să duc. N-are, mă, în casa nu intră pe tine. Că dacă ai folie, pui folie totală, poți să nu mai faci tavan de loc. Poți să nu mai faci pe jos. O lași așa, drept. Pui un steag. Și nu mai intră. Da, poți să o prind, adică da, dacă ești cu dai jos, ce să mai prinzi? Dar nu mai o prind. Să nu scadă în cap de acolo. Nu cred că-i bătăm cu ipă, am bătut-o la 4 dimineață. Ah. Azi dimineața la 4 băteam tabla. Păi de ce la ora aia? Începe să plouă. Și se auzea și pe folie, zic, Ramonu, cred că ne plouă și în pod. Stai că mă duc cu ciocanul sus la 4 cu lanterna. Mama și zornăia aia dormea toți vecinii, eu, poc, poc, treanc, bum. Am zis aici că mă duc repede la intervenție. Am o intervenție de făcut pe casă. Ce măi, să nu caz. Nu caz, stai liniștit, că dacă ești acasă, aude. Auzi, când vin jos. Dar nu caz, stai liniștit, vorbea mereu cu mine. Ești acolo, sunt aici. Ești acolo, sunt aici. N-am plecat nicăieri. Pleacă... Uite, vezi? O sistem Batman. Dar uite, putem să facem... Da, n-ai cum, uite. Se fac așa, o chestie. Da, și s-o mai bat aici, într-un cui, uite așa. De aici, uite așa. Vezi? Am aranjat-o ca lumea. Nu, ai făcut ca lumea, nu. E rostică. Bine, dacă era folia roșie, era mai frumos. Da, era super. Hai așa încolo, Artur. Era super de bine. Aia din fața a rezistat terasa aia ta specială? Da. A trecut de potop, nu? Da, cu terasa specială a rezistat foarte bine, s-a umplut și butoiul cu apă. A. Albastru, cu apă de ploaie. Ia, hai să vedem un pic aici. Da, hai că a rezistat, da. Nu, terasa, da. Terasa da. Foarte bine. Chiar m-am mirat. Aia, chiar vorbeam cu ea și ziceam, tu e singura care rezisti. Dar a rezistat ce? Că am tăiat aici peretele și acolo și a intrat curentul pe aici. Și a luat după parte pe altă, curenții de aia care vine de acolo, știi? E curenții, e prăpăr ce se întâmplă noi aici. Și uite, partea asta aici, uite. La butoi, uite, butoi, uite. E până aici cu apă de ploaie. Curge apa de aici. Direct în el, când plouă. L-a umplut și pe la micul. Am făcut fântână arteziană aici. Când plouă, avem greu de să strângem apă. Oh, e foarte bine. Aia apă la câine. Este foarte bine. Uite, ce să zic, domnule, în orice caz, suntem mulțumiți.
A rezistat, a trecut și de motocul ăsta. A trecut și de data asta, mai are două zile și gata.